Salutare și bun venit la un nou episod de vlog. Mitrache Marius mă numesc, iar astăzi vreau să vorbim despre greșeli frecvente și nu foarte frecvente din antrenamentul de piept. Aș vrea ca acesta să fie un ghid complet în care le trec pe toate în revistă, pe toate categoriile. Sper să nu uit nimic, dar în principiu am să le adresez pe toate și pe parcursul acestui video probabil vă veți putea îmbunătăți foarte mult execuțiile și asta vă va duce mai aproape către un piept mare, către ceea ce vă doriți să scoateți din antrenamentul de piept, fie că e vorba de, nu știu, mai multă forță sau mai multă masă musculară, o dezvoltare completă. Ideea e că nu puteți face chestia asta optim, nu puteți să vă atingeți potențialul atât timp cât aveți o execuție defectuoasă și cauzele pot fi multe, tocmai de aceea și conceptul de acest video. Sper să vă fie de folos, sper să vă fie de ajutor. Haideți să ne apucăm de treabă. Înainte de orice antrenament trebuie să facem o încălzire specifică, rotări de antebrațe spre înainte înapoi, rotări de brațe înainte înapoi, rotații externe ale umerilor în diverse planuri. După ce ați făcut asta, trebuie să trecem la partea de activare, unde încercați să încordați pieptul fără să executați lucru mecanic, fără să ridicați o greutate, pur și simplu. Fără să se miște segmentele, încercați să-l încordați, încercați să-l simțiți. Și ca o chestie pe care n-am mai spus-o până acum, ca să ai o conexiune foarte bună cu mușchii, trebuie să-i simți, să-i poți controla, să-i poți încorda în diverse ipostaze, de exemplu pec bounce, de exemplu să încordezi pieptul pe muzică sau chestii de genul ăsta. Astea nu le poți face dacă n-ai o conexiune foarte bună. Dacă ai o conexiune bună, poți să încordezi diversi mușchi în diverse ipostaze, ești foarte bun la pozare pentru că înțelegi și din punctul meu de vedere asta e o bandă cu două sensuri. Dacă ai o conexiune foarte bună cu mușchii, asta te ajută să pozezi foarte bine și dacă poți să pozezi foarte bine, asta te poate ajuta să ai o conexiune foarte bună cu mușchii în sală. Așa că aveți în vedere și chestia asta atunci când vine vorba de antrenament, când vine vorba de toate grupele practic. Să începem cu începutul. Poziția palmei pe bară, priza pe care o avem pe bară, de cele mai multe ori nu e ok, mai ales că suntem la început de drum. Haideți să vedem la ce mă refer exact. Văd de foarte multe ori greutatea bării pusă pe exterior. Uitați-vă cum se îndoie încheietura. Asta nu e ok. Iarăși. Bara prea aproape de podul palmei, unde riști, s-o scapi să vină pe piept. Dacă lași greutatea foarte mult spre degete, vei pune un stres foarte mare pe încheieturi și asta nu e cu... Și asta te va afecta foarte curând, eu m-am lovit de problema asta. Bun. Partea numărul 2. Nu contează foarte mult cum ții poziția, dacă o ții așa, dacă o ții așa sau dacă o ții așa. Cum pui degetele pe bară e destul de irelevant. Există mici avantaje și dezavantaje la fiecare dintre poziții. După care, cât de larg prinzi bara. Undeva aici, ca să duci coatele în exterior, e destul de traumatizant pentru coate și nu are mare sens. Undeva în exterior pui foarte mare stres pe inserția pectoralului, acolo unde se întâmplă de cele mai multe ori rupturi. Așa că încercați să aveți bara undeva pe mijlocul palmei, unde vă simțiți confortabil, unde nu simțiți durere în încheieturi, unde nu sunteți cu riscul de a vă pica bara pe partea din față. S-a văzut în diverse concursuri de powerlifting, am văzut și chestia asta. Că puneți degetele așa, așa sau așa, e irelevant, atâta timp cât aplicați bunul simț. Nu priză prea largă, nu priză prea îngustă și să fiți în siguranță fără să vă accidentați pe termen lung. Problema numărul 2 e legată tot de priză, dar acum când vine vorba de gantere. Dacă le prindeți prea mult din exterior, vor pica așa, probleme cu încheieturi, nu o să puteți să executați foarte corect. Dacă le prindeți foarte din interior, o să vă pice în exterior, iarăși. Deci chiar arată foarte dubios. Deci, aplicați și din punctul ăsta de vedere bunul simț. Încercați să o echilibrați. Bun, o altă greșeală când vine vorba de împinsul cu gantere este legată de poziția brațelor față de corp. Adică, văd de foarte multe ori chestia asta, unde coartele se duc foarte, foarte în spate. Într-adevăr, e o întindere foarte bună pentru pectoral, dar nu vine cu niște dezavantaje. La fel, în momentul în care întinzi foarte mult, pui capsul articular într-o postură defavorabilă, riști accidentări pe termen lung, și mare parte din stres ajunge fix pe inserție unde se întâmplă mare parte din accidente. Asta e la unul dintre extreme. Aici. În cealaltă parte avem un pinsos. Unde deși lucrăm pectoral, avem și o problemă cu tricepsul, pentru că îl transformăm într-un exercițiu de împins pentru triceps. Așa că, bunul simț și de data asta. Nu trebuie să fie aici, nu trebuie să fie aici. Undeva aici e foarte ok.
acum că tot sunt cu gantelele în mâini, vreau să fac o distinție între împins și fluturare. Dacă împinsul arată așa, fluturarea arată așa. De punctul meu de vedere, diferența între cele două este foarte mică și nu sunt un mare fan fluturare. Să vă zic de ce. La fluturare, tensiunea maximă pe pectoral este aici, unde brațul este relativ paralel cu sol. Pe măsură ce ridici, tensiunea scade, iar aici nu se mai întâmplă nimic. Dacă întreb pe cineva care face fătură cu gantere, o să zică că face asta pentru pieptul este foarte întins. Dar hai să vedem dacă lucrul ăsta e chiar foarte adevărat. Avem poziție de împins, poziție de fluturare. Uitați-vă la piept. Ce se întâmplă cu pieptul? E vreo diferență atât de mare? E o diferență foarte mică. Pentru că dacă ești și pieptul e împins maxim și fluturarea e asta, ce am făcut? Am dus brațele mai departe. Tot ce s-a întâmplat, nu s-a mai întâmplat din articulația umărului. Tot ce s-a întâmplat din articulația cotului. Ce-i pasă pieptului? Ce se întâmplă la nivelul articulației cotului? Diferența este că pui foarte mare tensiune doar pe prima parte, pe inserție, și de asta nu sunt un fan al exercițiului. Nu zic să faceți sau să nu-l faceți, doar vă comunic avantajele și dezavantajele de pe exercițiu și, în general, exercițiile care pun foarte mare tensiune pe prima parte a mișcării sunt exercițiile unde riști rupturi. Nu se întâmplă niciodată ruptură aici, nu se întâmplă niciodată ruptură aici, la biceps. Totul se întâmplă, de exemplu, la îndreptări, cu brațul supinație. Se întâmplă la tracțiuni, când ai greutăți atârnate și ești în poziție de întins. Totul se întâmplă când mușchii sunt întinși și sunt încărcați cu greutăți foarte mari. Deci, grijă mare la accidentări, nu e valabil doar pentru piept, e valabil pentru majoritatea exercițiilor, pentru majoritatea grupelor. Poți să-ți rupi absolut orice. Cred că mai puțin numeric, dar cred că e general valabil. Continuăm cu poziția brațelor față de corp când vine vorba de împinsul cu bar. Greșeală mare. În momentul în care duci bara aici, aceeași poveste, coatele sunt prea în exterior, prea multă tensiune pe partea exterioară. O greșeală la fel de mare este cotul foarte mult în interior, să încerci să faci o extensie. Pui cotul într-o poziție defavorabilă și duci absolut orice stres de pe piept, îl duci cumva în triceps. Deci asta. Și cu asta nu au ce să caute în antrenamentul de piept. Iarăși o greșeală foarte mare, mai ales la începători, este tempoul mișcării. Adică dai drumul bării pe piept și împingi și ne-ai negativ. Deci, o repetare corectă trebuie să fie de formă. Pozitiv exploziv, negativ controlat, tot ce contează este să aveți control de sus până jos asupra mișcării. Pozitivul oricărei mișcări, la orice exercițiu, trebuie să fie unul exploziv ca să puteți selecta toată partea, o parte cât mai mare de fibre rapide, iar negativul trebuie să fie controlat, pentru că oricum pe negativ sunteți mai puternici cu un 30-40% decât pe partea de ridicare pozitivă a mișcării. Iar legat de repetările pozitive foarte lente, nu sunt un fan deloc. Poate au un loc în antrenamentul începătorilor ca să înveți niște execuții corecte, dar cu siguranță nu sunt cea mai bună oportunitate ca să crești și masă musculară. Pentru că dacă faci pozitivul foarte lent și într-adevăr corect și controlat, greutatea pe care o folosești este foarte mică, iar negativul devine de pomană. Adică nu reușești să scoți maxim din ce ai putea să faci, să-ți atingi potențialul fiecarei repetări la fiecare exercițiu, de asta nu sunt un fan. Sunt fan, să zicem, doar ca și metodă de învățare, ca unealtă, dar nu în timpul antrenamentelor. Cu siguranță nu e cea mai bună soluție. O altă mare problemă, când vine vorba de împinsul cu bara și nu neapărat, și de împinsul cu gantere, pe lângă poziția brațelor față de corp și pe lângă priza pe bară, este unghiul în care lucrezi. Când vine vorba de împins declinat, majoritatea băncilor, cum e și asta, sunt foarte declinate ca să stimulezi partea inferioară a pectoralului, motiv pentru care există băncile declinate. Unghiul n-ar trebui să fie atât de mare, mai ales pentru că împinsul trebuie să-l faci cam brat, adică unghiul îl faci și mai mare. Ai putea să rezolvi problema asta punând niște discuri în partea din spate a aparatului sau în partea din spate a băncii, încât unghiul să nu mai fie atât de abrupt, să fie ceva de genul. Ai nevoie de, nu știu, 15 grade, să zicem, iar aici este un unghi destul de mare. Haideți să vedem care e problema, de fapt. Toată tensiunea a mișcării o simt doar pe prima parte. O simt exact unde nu trebuie să fie.
riscul cel mai mare de accidentări este cu cât scazi unghiul. Adică la înclinat e un risc mai mic, la orizontal mai mic decât la înclinat, iar la declinat e cel mai mare risc, acolo se întâmplă multe rupturi. Și tensiunea este, cum am zis, pe exterior, pe inserție și cu atât mai mult cu cât începătorii, să zicem, și unii intermediari fac și o execuție defectuoasă la exercițiul ăsta, care vă pune și mai mult în pericol și capsula articulară și inserția. Haideți să vedem care sunt acele greșeli. În primul rând, bara ar trebui să plece de undeva de la nivelul pieptului, de unde se inseră pieptul pe stern. Dar multă lume face ceva de genul, coatele în exterior, extrem de multă tensiune. Sau, mai văd problema asta, unde se împinge aici. Acolo jos, încercați să nu mai aveți unghiul ăsta atât de înclinat, încercați să rezolvați puțin și aveți șanse mult mai mari să aveți o stimulare bună pentru partea inferioară a pectoralului și, când vine vorba de împins înclinat, o problemă asemănătoare. Pe măsură ce ridicăm banca, nu înseamnă că nu mai lucrăm pectoralul deloc. Și dacă împingem deasupra capului, tot avem o mică stimulare pe partea subclaviculară, pe partea de pectoral superior, dar pe măsură ce ridici, stimulul general pentru pectoral devine tot mai mic. Așa că unghiul pe care vi-l recomand, și vă rog să încercați chestia, este undeva la 30 de grade, cred că și arată pe bancă. Ia vino să trimesc pe partea asta. Aici suntem la 30 de grade. Nu înseamnă că 15 greșit, dar deja la 45 uitați cum arată. Contează și poziția pe care o aveți la bancă, contează și cât de bine simțiți și contracții aveți. Puteți scoate diverse lucruri din diverse exerciții, dar asta vine cu timpul. Așa că pentru început vă recomand să rămâneți pe o înclinare standard. Încercați să rămâneți pe 30 de grade, deși pentru cei avansați puteți să încercați să executați pe diverse înclinații, doar dacă aveți conexiunea foarte bună cu mușchi. O altă greșeală foarte mare când vine vorba de antrenamentul pieptului și probabil cea mai mare greșeală este postura. Am mai spus despre postură, o să continui să spun despre postură, dar în cadrul antrenamentului de piept chiar vă sabotează foarte mult mișcările. O postură corectă este drept, ești arcuit în partea lombară, umerii sunt jos și în spate, pieptul este sus, deci toracele sus. Asta este poziția în care împingi, e poziția în care faci tuturări, faci flexii, extensii, tracțiuni. Asta este poziția fundamentală. E, atunci când vine vorba de antrenamentul pieptului, foarte multă lume împinge cu umerii, pentru că postura este defectuoasă, pentru că stai cifotic, stai cocoșat, stai așa, nu o să-ți mai iasă niciun împins. Și este o tendință pe care avem cu toții la început, deci nu este o critică la adresa nimănui, este ceva ce se întâmplă și am trecut toți prin asta, probabil mai mult sau mai puțin, este să împingi și cu umerii. Pentru că dacă vrei să izolezi un mușchi, dacă vrei să-l simți doar pe el și să-i împlici cât mai puțin din alte grupe, asta e o chestie ce e un skill ce trebuie învățat. Pentru că în natură nimic nu se întâmplă la modul ăsta de, nu știu, unde să lucrezi doar un mușchi, unde să faci o singură mișcare, dintr-o singură articulație. Antrenamentul de fiare este foarte atipic față de ce se întâmplă în viața reală. Deci, fără piept prăbușit, țineți minte chestia asta, fără piept prăbușit, adică nu stați niciodată așa, nu stați ca la birou, nu stați ca la școală, nu stați ca în fotoliu, poziția asta ca la drept, ca în armată. Se vede în oglindă, ia să vedem. Drept. Exact așa, asta e poziția din care împingi. Dacă stai așa, o să împlici foarte mult umărul anterior. Gândiți-vă ce face pieptul. Pieptul face o contracție, trebuie să apropii o inserție de alta, cu implicare cât mai mică din partea altor grupe. Dacă duci brațul mai jos, implici tricepsul. Dacă duci umărul în față, prin protracție, implici mai puțin pieptul, mai mult umărul anterior, elevatorii scapulari intră în discuție și nu ăsta e scopul pentru care facem antrenament. Plus, nu mai vorbesc de cât de traumatizant e pentru articulații. Vă încurajez să lucrați la postură. Dacă sunteți la început, să puneți foarte mare accent pe execuții, chiar dacă nu e lucru preferat pe care vrei să-l faci, chiar dacă ai vrea să faci întrecere cu prietenii care vin la sală, chiar dacă ești curios cu cât a făcut băiatul ăla, poți să faci și tu la fel, încercați să lăsați orgoliul ăsta cel puțin o perioadă, învățați să executați corect, învățați să scăpați de greșelile frecvente, poziția încheieturilor, poziția brațelor față de corp, tempourile mișcărilor și vă garantez că dacă vă veți da silința asta, veți scăpa foarte ușor de probleme, de accidentări și mușchii vă vor răspunde mai repede, iar pe termen lung veți fi sănătoși și e totul bine, e toată lumea fericită. Umerii sunt jos și în spate, pieptul sus.
contracție, revenire lentă. Pozitiv exploziv, revenire lentă. Nu împingeți cu umerii, nu împingeți așa. Văd chestia asta foarte des. Nu așa. Totul se întâmplă spatele drept, piept în față, acolo se află magia. Acolo este sweet spot. Așa trebuie să faceți toate repetările și trebuie să aveți în vedere chestia asta la toate exercițiile și sunt foarte puține excepții de la regula asta. Când vine vorba de împins la culisant, se întâmplă lucruri ușor diferite. Poziția pe bancă nu este cea mai bună. Brațele, antebrațele sunt prea înaintea corpului. Se pune foarte multă tensiune pe capsula articulară. În momentul în care brațul este aici și o greutate încearcă să se împingă jos, exact în poziția asta, este destul de traumatizant pentru umeri și ăsta este un test când te duci la medic și ai probleme cu umerii, o să te pune exact să faci chestia asta și o să te apese aici. Și dacă simți durere, înseamnă că sunt probleme cu articulațiile, așa că dacă faceți împins la culisant, deși cred că nu multă lume îl execută, aceleași lucruri rămân valabile, fără cot aici și mai ales fără bar aici. Mai ales că nu o să poți să lucrezi cu greutăți mari, tot ce faci este să distrugi articulația umerilor și nu este motivul pentru care vin sală să te antrenezi. Așa că poziția brațului față de corp contează când vine vorba de gantere, când vine vorba de orice aparat, când vine vorba de împins cu bara sau la culisant, oriunde. Poziția brațului față de corp, poziția segmentelor. Eu vorbesc foarte mult despre chestia asta și când vine vorba de antrenament, de cum stimulezi musculatura. Alinierea segmentelor. Haideți să vedem, apropo de alinierea segmentelor, ceva și mai tragic. Ceva cel puțin la fel de tragic ca tot ce v-am arătat până acum, dacă nu mai tragic, este poziția segmentelor când vine vorba de suturări la cabluri, despre cable crossover. O suturare corectă arată ceva de genul. Coatele sunt aliniate pe direcția fibrelor. O suturare corectă arată așa. Ai deschis, ai revenit. Că avem tensiune nu doar pe partea asta, dar avem tensiune și aici și putem să o ducem chiar mai departe, dar asta se și numește cable crossover, pentru că asta face pectoralul, vine în jurul corpului. Contracția nu se oprește unde bara ajunge aici. Nu este un exercițiu complet împinsul cu bara. Avem încă câțiva, nu știu, 20-30 cm de amplitudine, iar fluturările la cabluri sunt exact exercițiul care să pună tensiune pe partea aia a mișcării. Bun, mergem mai departe. Greșeală frecventă. Asta. Văd coatele aici. Toată tensiunea o simt fix în coate. Dacă vreți să aveți vreodată probleme pe termen lung, ăsta e unul dintre exercițiile care chiar vă va duce în direcția asta, așa că aliniați-vă segmentele. Fie că o faceți aici, fie că veniți mai în față, spatele drept, pieptul în față, lucrați pe direcția segmentelor. Nu așa, nici așa, nici așa. Bine, așa face prea puțină lume, majoritatea fac așa, ceva de genul, cam așa. Foarte multă tensiune aici. Nu zic că nu se întâmplă nimic cu pieptul, se întâmplă, dar există modalități mai bune de a scoate ceva dintr-o execuție. Așa că, vă repet, spatele drept, pieptul în față, este un exercițiu foarte versatil. Poți să te lași în jos și să aduci tensiune mai mult pe partea mediană, poți să le faci mai drept și atunci duci tensiune pe partea inferioară. Dar oricum ați face, coatele trebuie să fie undeva orientate spre în sus și spate. În funcție de cum v-ați aliniat la aparat. Așa trebuie să arate. Pieptul întotdeauna în față, nu se întâmplă chestii de genul ăsta, cum văd de foarte multe ori. Deci, grijă mare când vine vorba și de fluturile la cabluri. Din punctul meu de vedere, nu știu dacă e un exercițiu pe care își pune foarte mare bază ca începător, dar are și el loc în antrenament, mai ales când vine vorba de intermediari sau avansați. Eu, personal, pot să scot foarte mult din exercițiul ăsta, dar asta a venit cu anii. La început am făcut și eu greșelile de care vă vorbesc acum. Mergem mai departe la pec deck. Aici cea mai mare greșeală pe care o văd este legată tot de postură și mai ales de greutăți. Dacă la alte exerciții nu e atât de evident, aici e foarte evident, dacă lucrezi cu greutăți prea mari. Când vine vorba de culturism, trebuie să fii ineficient, să lucrezi cu o singură grupă. Când ești eficient, lucrezi cu mai multe grupe musculare. Și trebuie să fii mereu în contact, trebuie să fii mereu prezent în execuție. Iar la exercițiul ăsta vă zic din experiență că și nouă, cei care avem foarte multă vechime în sală, ne e foarte greu câteodată să ne controlăm și cu atât mai mult cu cât ești la început de drum. Haideți să vedem care e greșeala la care mă refer. În primul rând, postura. În primul rând, setarea băncii.
nu trebuie să ai brațele undeva aici, bunul simț, aici, aici, undeva unde ești în siguranță, n-ai ce să cauți cu cotul deasupra umărului. Am setat banca, ești cu spatele drept, pieptul în față. Rămâi cu umerii în spate. Și faci cu greutăți pe care le poți controla. În momentul în care pui greutăți mari, tu dai în continuare comanda, vreau să ridic greutatea. Și pentru că nu mai poți să ai postura bună, ce faci? În loc să rămâi cu umerii în spate, să te gândești că brațele aparatului sunt fixe și tu te împingi în ele, ce faci? Vii cu umerii în față, așa, faci o rotație internă, pleci cu omoplații, pleci cu umerii de pe bancă, faci o rotație de asta internă. Lucrul ăsta se întâmplă la majoritatea exercițiilor, când vine vorba de împins din apropiat. Vă dau doar un exemplu de cum funcționează corpul. Când faci împins apropiat și nu mai poți, s-a dus triceps, la revedere, s-a afumat, tu trebuie să ridici ultima repetare sau ultimele două și ce faci? Implici alți mușchi. Ce alți mușchi poți să mai implici? Pectoral și umărul anterior. Asta ce înseamnă? Faci o rotație internă, e maxim de traumatizant pentru articulația umărului. Deci evitați chestia asta. La genoflexiuni, iarăși. La presă, una dintre greșelile pe care o văd zilnic în sală. Faci genoflexiune, vrei să te ridici, indiferent cum ai, dacă faci cu picioarele mai apropiate sau mai depărtate sau oricum mai faci. S-au dus coapsele, s-au fumat, ce faci? Te ajuți de ce mușchi? Te ajuți de aductori și bagi genunchi în interior. În loc să rămâi aici, faci chestia asta. Traumatizant pentru ligamentele colaterale. Încercați să executați mișcarea doar cu mușchii pe care îi vizați în antrenamentul respectiv. Nu încercați să implicați și alte grupe în efort. Primul pentru că o să pierdeți stimulul, doi la mână pentru că execuția va fi defectuoasă, trei la mână pentru că nu doar mușchi contează, contează și articulațiile, mai ales pe termen lung. Încă o greșeală frecventă pe care o văd la pec dec este să nu faci mișcarea gândindu-te la aducție, gândindu-te că aduci brațul în jurul corpului sau că faci mișcarea cu coatele. Dacă te gândești că faci mișcarea cu coatele, chiar te va ajuta foarte mult în a avea o contracție mai bună. Dar majoritatea ce facem? Mai ales că suntem încurajați de designul aparatului, ce facem? În loc să facem mișcarea cu antebrațele sau cu coatele, pentru că există mânerele astea aici, de ce să nu le folosim? Și devine așa ceva. Și ce se întâmplă? Bineînțeles, tensiune pe capsula articulară, probleme pe termen lung, stimul mai mic pe piept, ce a rezolvat? Deci, când vine vorba de aducții, când vine vorba de cabluri, când vine vorba de exerciții unde există tensiune pe a doua parte a mișcării, unde există tensiune pe partea de contracție, încercați să simplificați cât se poate de mult mișcarea. Gândiți-vă la de ce fac exercițiul ăsta, de ce faci exercițiul ăsta, pur și simplu. Gândește că aduci brațul în jurul corpului. Ai nevoie de partea asta? N-ai nevoie absolut deloc. Tot ce se întâmplă te interesează humerusul să vină în jurul corpului. Așa că e valabil, v-am spus și la spate, când faci tracțiunile. Uitați ce se întâmplă aici. Pe corp îl interesează ce se întâmplă aici. Adică partea asta de segment. Să vină să facă contracția, să alungească și să facă contracția. Ce se întâmplă aici e de nicio relevanță. La fel fluturări versus împins. Mergeți la baze, bazele mișcării. Aducție. Brațul se mișcă în jurul corpului. Contracție. Valabil și pentru exercițiul ăsta, valabil pentru orice exercițiu de piept, unde ți se permite așa ceva, pentru că împinsul nu vă permite așa ceva. Împinsul îți duce bara până pe piept și mai ai, să zic, nu știu câțiva centimetri de mișcare. E o amplitudine destul de bună. Dar pe măsură ce ridici, tensiunea maximă e undeva aici și pe măsură ce ridici, se mai pierde din tensiune pe a doua parte a mișcării, împingi mai mult tricepsul în efort. De asta sunt mulți culturiști profesioniști, printre care și Mr. Olympia, Jay Cutler, care nici măcar nu face a doua parte a mișcării. Asta înseamnă să nu faci a doua parte a mișcării? Nu spun chestia asta. Doar vă spun că există și alte modalități de a te antrena, există multe filozofii de antrenament, iar ce pot să vă spun cu siguranță este că lockout, ultima parte a mișcării unde îndrepți coatele, nu este necesară. În primul rând că pierzi tensiune. În momentul în care ajungi cu bara sus, toată tensiunea stă pe schelet. Nu mai stă pe mușchi, stă pe schelet. E ca și cum stai drept cu o bară în spate. Nu se întâmplă nimic. De asta la genoflexiuni, de asta la presă, nu îndrepți niciodată genunchii de tot, pentru că ai pierdut toată tensiunea, nu se mai întâmplă absolut nimic. Așa că fără lockout, când vine vorba de împinsuri. Și tot relativ de împins, gândiți-vă, ajungi cu bara aici. Este mișcare completă? Este în contextul exercițiului, dar este mișcare completă având în vedere biomecanica pieptului? Nu. Pentru că de aici până aici se mai întâmplă lucruri.
iarăși o problemă foarte mare este poziția asimetrică pe bancă. Adică, în loc să stai aliniat, stai coloana fix pe mijlocul băncii, te așezi cumva, te așezi cu fundul în partea asta, vii cu umeri în partea asta și atunci poziția cu siguranță va fi defectuoasă. Încercați să vă aliniați, încercați să aveți priza corectă pe bară de fiecare dată, ghidați-vă după semne, când vine vorba și de mai mult, de fapt, când vine vorba de împins cu gantere sau de fluturări sau de ce vreți voi să faceți cu gantere, pleci cu gantele de pe genunchi, te anești cu ele pe spate și e foarte ușor să ajungi într-o poziție asimetrică. Așa că, simetric, pe bancă, încercați să țineți cont și de factorul ăsta. Ceva foarte important la împinsul cu gantere, ca un ghid, antebrațele ar trebui să fie întotdeauna perpendiculare pe sol. Văd mulți care deschid foarte mult unghiul sau îl închid foarte mult. E o problemă ce poate pleca de la poziția de la priză, de la poziția palmei pe ganteră și ar trebui să evitați ce urmează să vă arăt imediat. Asta și asta. Deci, dacă ai prins gantera așa, te obligă să te duci coatele în interior, o să strice postura. Dacă prinzi foarte din interior, iarăși o să vrei să supracompensezi, o să arate ceva de genul, foarte multă tensiune pe coate, pierzi tensiunea de pe piept, ar trebui să eviți să faci așa ceva, de asta bunul simț. Prinde ganterele în interior, antebrațele perpendiculare pe sol, de sus până jos. Gândiți-vă că faceți un arc de cerc. Gândiți-vă că aveți ganterele fixe. Gândiți-vă că faceți o flotare. Că faci flotări, odeauna nu se mișcă, tu te miști. E un exercițiu foarte bun, mai ales pentru cei ce vă antrenați acasă, dar flotările te învață exact cum ar trebui să faci ca să simți pieptul. E un truc pe care îl folosesc la majoritatea exercițiilor. Încerc să mă gândesc că am greutatea fixă, iar eu mă mișc. Când vine vorba de ridicări laterale, când vine vorba de, nu știu, de împins, de orice, mă gândesc că bara e fixă, e ca podeaua și eu mă împing în ea. E un truc pe care trebuie și voi să folosiți. Chestiile astea nu le găsiți în studii, astea vin cu experiența, americanii au și un cuvânt pentru asta, care din câte știu în română nu există, se numesc cues. Cred că ați putea să le traduceți cumva ca și pe indicii, dar astea fac toată diferența între execuții bune, între conexiune bună și o conexiune mai puțin bună. Sunt niște unelte de care ar trebui să vă folosiți să vă ajute să progresați către un piept mai bun, musculatură, per total, sănătate articulară și orice altceva ați dori să scoateți din antrenamentul în sal. Poziția pe bancă. Poziția pe bancă este foarte diferită de poziția pe care o aveți pe scaun sau pe care o aveți, nu știu, la birou, pe canapea și oriunde altundeva. De ce? Pentru că trebuie să fii cambrat. Trebuie să ai zona lombară arcuită, spatele de piept în față. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă te-ai așezat corect pe bancă și ești în postura asta, ar trebui să poți să bag mâna pe aici. Majoritatea stau așa, umeri în față și în concluzie mișcarea arată dubios. Nu există împins optim și corect cu postură greșită. Pur și simplu, dacă ești adus cu umeri din față și cocoșat, cum poți tu să împingi corect? Să stimulezi pieptul. Deci aveți în vedere prizele, poziția brațelor față de corp, aveți în vedere postura, aveți în vedere de unde împingeți, aveți în vedere greutățile pe care le folosiți, tempoul pe care le folosiți. Încercați să lăsați orgoliul la ușă. Încercați să faceți în așa fel încât să vă creați pe termen lung niște obiceiuri. Nu totul se rezumă la acum. Știu că poate pare important acum. Poate e mai important pentru azi să faci greutăți mai mari și să-l întrești pe prietenul care are, nu știu, 3 zile de sală în plus față de tine. Că la început totul se numără în câte săptămâni, câte abonamente, câte antrenamente. Știu, am trecut și eu pe acolo și eu am avut competițiile astea. Dar, adică obiceiurile corecte formate acum la început vă vor duce pe mai departe către șanse mai mari de succes, către reușită față de cineva care nu își dă atât de mult silința pe execuții și face tot felul de greșeli în sală, dar voi sunteți pe drumul cel bun. După ce ați văzut videoul de astăzi, cu siguranță aveți șanse mai mari să vă îmbunătățiți pieptul și execuțiile, să scădeți riscul accidentărilor. Iar asta fiind spuse, sper că acest video v-a fost de ajutor, sper că l-ați găsit instructiv. Dați share unui prieten care credeți că ar beneficia de pe urma lui. Pe mine mă găsiți pe Instagram la Arond Marijin fără capa. Vă aștept și cu un subscribe. Iar YouTube consideră că din lista de videouri făcute de mine, acesta v-ar fi de ajutor și v-ar plăcea să-l vizionați. Așa că baftă, nu vă accidentați, faceți-vă mari și ne vedem la episoadele următoare.